De ce am spus că NASA și agențiile spațiale spun multe adevăruri, mai că trebuie înțelese cum trebuie, ei spun și adevăruri și minciuni. Asta este reprezentarea Universului, nu a Pământului, nu cunoscut de către noi, ci a Universului întreg, care este practic un pământ enorm, plat, care conține pământ și apă cu mulți munți și multe văi și multe chestii. Și este, asta este Universul. Sunt mai multe universuri și există chestia cu multiversurile. Asta este Universul din care noi facem parte, care suntem doar un fragment mic, acolo în insula centrală, într-un dintre cele nouă sectoare. După cum vedeți, este un univers plat foarte mare cu ceea ce înțelegem ca și stelele și între ghilimele planetele care se învârtesc deasupra. Sunt șapte nivele aici în ceea ce noi înțelegem ca și cerurile sau raiul și pe aceea este um, limita universului și sub universul respectiv care se numește Bu Mandala, care îi spune Earth Circle, dacă îmi spun Earth, adică Pământ, nu se referă la Pământul cunoscut de către noi, adică continentele care nu le cunoaștem, ci este tot marele pământ univers, mai bine, care se așează pe un mare ocean, care habar nu dacă este apă sau nu, și aici unde pune uh, săgeata asta albă, scrie că ăsta, care este un fel de suport, este Ananta Sesa care este suportul care se află între ocean și uh, Pământul mare și că plutește. Deci, pe undeva când NASA spune, așa spune NASA și agențiile spațiale, că Pământul este un glob, dacă vezi cercul ăsta dintr-o perspectivă, practic este o sferă, un glob și că plutește în spațiu, adică plutește, unde plutește? Dacă asta este capătul universului cunoscut, adică a lumii cunoscute, care noi nici măcar nu avem voie să știm 0,1% pentru că suntem doar un fragment în insula centrală, dacă asta este universul, ce, pe ce stă universul respectiv, unde se învârtește, dacă asta este vid, de asemenea, deci undeva NASA are dreptate, doar că spune și cu multe minciuni. Deci, Aici e chestia, cine a creat chestia asta, ce se află în exteriorul universului, deja sunt niște chestii care nu ai poți să gândești pentru că limita minții noastre așa este făcută ca să nu poți să ai răspunsul la întrebările așa de dificile. Dar măcar avem mai multe cunoștințe decât stilul clasic al pământului plat care este stilul, um, stilul creștinesc biblic, după cum îi spun foarte mulți care nu vor să, uh, să meargă mai departe de tipică chestii impunătoare de foarte mulți, chiar o să înțeleagă greșit și chestia asta care o vă arăt aici, că o să spună că cercul ăsta mare, orizontal, este pământul cunoscut cum ar veni. Nu e adevărat, nu este pământul cunoscut de către noi, care sunt continentele care noi le cunoaștem, ci, cum am spus, noi suntem un fragment foarte, foarte mic pe cea mai mică parte a pământului, pentru că aici avem 13 insule concentrice cu 13 oceane și noi suntem pe cea mai mică deși este centrală, mai bine universului, dar habar n-am dacă este întreaga centrală sau nu, până la urmă, este doar ceea ce scrie în ved, în, pardon, în, în scrierile vedice, în vedas, și atunci, cine știe care este, cât de mare este adevărul și minciuna, deja, sunt niște chestii care nu mai ai control asupra lor. Dar măcar avem mai multe informații decât am avut până acum, și în continuare, cu informațiile care le avem despre harta lunară cu craterele și uh, stilul clasic al Pământului plat cum am văzut până acum în, în scrierile biblice și asta adaugă foarte multă informație și o să vedem mai multe poze și imagini în continuare, adică scheme, ca să vedem dacă înțelegem cât de cât, cât de cât, deși <laughs> suntem departe, de adevăr, dar de măcar zgriem suprafața ca să, ca să știm câte ceva. Și cam atât ne vedem în următorul video cu alte chestii interesante.